Vă salut, dragi privitori! Mulțumesc că ați ales canalul Vedete Live România. Nu numai Culiță și Iancu Sterp au un succes răsunător pe plan financiar. Daniela Loman, soțul Ilenei Sterp, conduce o afacere de familie din care câștigă sume colosale de bani. Conduce o vilă destinată turiștilor în Sebeș. Ileana și familia au locuit acolo o perioadă, iar apoi au decis să transforme vila într-o afacere. Mai mult, Daniela Loman și Ileana au o firmă de acoperișuri care, de asemenea, le asigură un trai mai mult decât decent, după ce au început să închirieze vila din Sebeș pentru turiști. Daniel și Ileana s-au mutat împreună cu fiica lor într-un penthouse. Acolo și-au petrecut și sărbătorile, în curând se vor muta aproape de ei și ceilalți membri ai familiei Sterp. Culiță și soția au cumpărat deja un apartament și urmează să o renoveze, deși acum sunt cei mai fericiți părinți. Momentul nașterii micuței Carla Elena a fost extrem de greu pentru Ileana Sterp. A avut un travaliu lung și dureros, dar a uitat totul când a ținut-o în brațe pentru prima dată pe fetiță. Am născut natural o fetiță de 4,2 kg. Cum vă spuneam, a fost o noapte foarte grea, plină de dureri. Simțeam la un moment dat că nu mai pot, dar știam că Dumnezeu mă ajută să mai pot un pic. Iar când m-au pus pe masă să nasc, a fost foarte greu, strigam și zbieram în continuu că nu mai pot, dar Dumnezeu a fost acolo lângă mine și m-a ajutat să duc la capăt. Suntem bine, mulțumim din toată inima, mulțumim pentru griji și pentru mesaje. Nu mai știu ce să mai zic. A declarat Ileana Sterp. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.